Capitolul 7 din Cartea Apocalipsei ne spune așa. Pagina 1210, cred că cel mai ușor îi se găsiți Cartea Genesei și Cartea Apocalipsei. Pentru că este prima și ultima carte a Bibliei. Deci citim capitolul 7 în întregime. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetuiți. Din seminția lui Ruben, 12.000, din seminția lui Gad, 12.000, din seminția lui Asher, 12.000, din seminția lui Neftali, 12.000, din seminția lui Manase, 12.000, din seminția lui Simeon, 12.000, din seminția lui Levi, 12.000, din seminția lui Isahar, 12.000, din seminția lui Zabulon, 12.000, din seminția lui Iosif, 12.000, din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetuiți. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și el mi-a zis: Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Până aici cuvântul Domnului. În seara aceasta, din nou, Cartea Apocalipsa. Am spus la începutul acestui studiu că din punctul meu de vedere, cum înțeleg eu lucrarea aceasta, cuvintele prociei din cartea aceasta, cartea aceasta este un cuvânt, o procie, o descoperire pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o pentru biserică. Biblia spune, începând cu versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Și versetul 3 spune
Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Și apoi Ioan spune că această carte e adresată celor 7 biserici care sunt în Asia. Ca un fel de pecete pe sfârșitul acestei descoperiri, ca să întărească încă o dată că această carte în totalitatea ei este pentru biserici, spune Biblia în ultimul capitol din cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 16, Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Pentru că sunt explicații și sunt tot felul de interpretări că această carte, doar primele 4 capitole se ocupă de biserică și apoi nimeni valabilă pentru biserică, pentru că biserica e răpită. Am spus că nu împărtășesc acest punct de vedere și am vorbit deja. Cred că Apocalipsa se ocupă de finalitatea celor 7 stări de lucruri care pot să existe. Este într-adevăr vorba despre biserică, 7 stări prin care va trece biserica, de la apariția ei, de la nașterea ei, această taină a lui Dumnezeu ascunsă de veacuri și descoperită în zilele din urmă, după venirea Domnului Hristos aici în lumea aceasta. Și de atunci, de când a apărut biserica și până când va ajunge să moștenească împărăția care i-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Până la final, ea trece prin 7 stări de lucru și am vorbit despre ele. Dar la fel, cartea Apocalipsei pune un punct final și se ocupă și de istoria poporului evreu. Că foarte mulți se întreabă ce se va întâmpla cu Israelul. Ce va fi cu poporul acesta? A înlocuit biserica Israelul sau și etnitatea aceasta rămâne să mai aibă un rol în sfârșitul viacului înainte de încheierea istoriei acestui pământ? Și cartea Apocalipsei răspunde la această întrebare. Se ocupă cartea Apocalipsei de istoria împărățiilor pământului, a puterilor militare ale acestui pământ, a fiarelor. O împărăție, un imperiu, Biblia o numește o fiară. De ce o fiară? Pentru că felul de a acționa acestor împărății este exact ca unei fiare sălbatice. Un leu, de exemplu, își delimitează teritoriul și cucerește noi spații de vânătoare, înfrângându-și adversarii sau alte fiare feroce care trăiesc în sălbăticie. Și asta a fost practica tuturor imperiilor care s-au succedat pe pământ. Au supus popoare, neamuri, limbi, au cucerit. Și cartea Apocalipsei se ocupă de aceste puteri vremelnice pe pământ. Și Daniel vorbește câte ceva. Și cartea Apocalipsei pune un punct final. Ce se va întâmpla cu toate stăpânirile, cu toate domniile, cu toate împărățiile pământului. Cartea Apocalipsei se ocupă și de religia falsă. Există o închinare reală, adevărată, autentică, înaintea lui Dumnezeu și există și o închinare falsă. Există cineva care vrea ca oamenii să nu se închine lui Dumnezeu într-un mod autentic. La Domnul Hristos îi se pune o întrebare la fântâna de la Sihar. Și femeia aceea îi zice, părinții noștri spun că aici pe munte e locul unde trebuie să ne închinăm și voi, iudeii, spuneți că la Ierusalim. Și Domnul Hristos zice, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, că mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul. Și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Diavolul nu vrea o închinare în Duh și în adevăr. Diavolul se înfățișează oamenilor ca un înger de lumină și slujitorii lui ca niște străini neprihănirii și provoacă o închinare falsă. Ultimul cezar roman care va domni pe pământ
și care, ca și alți cezari dinaintea lui, se va sumeți până într-acolo să se proclame pe sine Dumnezeu, cum a făcut-o Diocletian, cum a făcut-o și alți împărați romani, care își arogau că se trag din zei, că sunt, știu eu, și vor pretinde închinare, se vor da drept Dumnezei, ca oamenii să nu se închine adevăratului Dumnezeu și să aibă o închinare falsă. Și închinarea asta falsă e scrisă și de ea în cartea Apocalipsei și îi se va pune punct. Cartea Apocalipsei pune un punct final materiei în forma în care există astăzi. Avem în toată Scriptura versete care ne vorbesc despre o reînnoire a materiei, chiar a cerurilor, a pământului. În psalm este un cuvânt care este cu privire la Dumnezeu, a tot puternicul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, care are toată puterea și schimbă toate lucrurile. Și spune aici cuvântul Domnului că toate se vor schimba și le vei schimba ca pe o haină veche. Dar tu rămâi același și anii tăi nu vor avea sfârșit. Pentru că Dumnezeu este unic și citesc din Psalmul 102. Tu ai întemeiat în vechime pământul, tu ai cărui ani țin veșnic și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Există mărturii în cartea Apocalipsei că pământul din tâi, cerurile din tâi și pământul din tâi vor pieri și nu se vor mai găsi loc pentru ele. Și va fi un cer nou și un pământ nou. Schimbarea materiei. Un nou început pentru materie. Și de asta se ocupă Cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei se ocupă de puterile întunericului. Există niște puteri ale întunericului. Am vorbit într-o împrejurare de un război care a fost în cer. Și este și în cartea Apocalipsei amintit câte ceva. Și o să ajungem și acolo. S-a răzvrătit una din creațiile lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu liberul arbitru și cu posibilitatea să aleagă. Așa cum le-a înzestrat pe toate ființele pe care le-a creat, cu libertatea de a alege. Și a ales greșit. Și a convertit, a atras de partea lui o treime din îngeri. Și acestea au devenit puterile întunericului. Cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în cer. Și apoi au corupt și pământenii la răzvrătirea aceasta. Și cartea Apocalipsei vorbește despre sfârșitul acestor puteri ale întunericului. Și bineînțeles, cartea Apocalipsei vorbește despre o stare de reabilitare. Ceea ce va face Domnul Iisus Hristos după ce își va sfârși lucrarea, după ce ultimul vrăjmaș care va trebui să fie nimicit, moartea, va fi nimicită, și va da din nou în mâinile lui Dumnezeu Tatăl toate lucrurile și Dumnezeu va fi totul în toți. Când accidentul care a fost în univers va fi închis. 7 stări de lucruri. În cartea Apocalipsei am vorbit despre cele 7 vremi prin care va trece biserica. Am vorbit despre cartea aceea care s-a găsit în mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, planul lui Dumnezeu, pecetuit cu 7 peceți, pe care numai Domnul Hristos, după ce a fost aici pe pământ și a făcut lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu să facă,
S-a suit la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile, ne spune Apostolul Petru, taina aceasta, și el s-a apropiat de scaunul de domnie și a luat cartea și a început să-i rupă pecetele, adică a preluat planul lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor și de conducerea istoriei până la sfârșitul veacului. Așa cum el a spus ucenicilor săi după învierea lui din morți, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acolo în cer s-a dus și a preluat puterea. Și a supus îngerii, stăpânirile, puterile. Și spuneam, sub acele peceți pe care Fiul lui Dumnezeu începe să le desfacă, să le rupă, și-a luat cunoștință de planul care era scris înainte de întemeierea lumii. De Dumnezeu. El a făcut un plan în sine însuși. Sub aceste peceți sunt lucruri care nu se pot schimba, evenimente care nu se pot schimba. Am vorbit despre ele, mai puțin despre pecetea șaptea, pentru că a apărut capitolul 7 din Cartea Apocalipsei, care este un interludiu. Este o pregogniție, dacă vreți. Este o anticipare. Se vorbește ceva aici, în capitolul 7, despre cele două părți care vor fi mântuiții din cer prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu s-a dat niciun alt nume oamenilor prin care pot să fie mântuiți decât numele sfânt, mare, înfricoșat, mai presus de orice nume, care este Domnul Iisus Hristos. Biblia spune în Evrei, de exemplu, despre Domnul Iisus Hristos, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Numai numele Domnului Hristos pot să fie mântuiți oamenii. Prima afirmație pe care o face Apostolul Petru, în prima lui predică, după botezul cu Duhul Sfânt, spune el: să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Foarte important. Tot el spune: el este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numai Domnul Hristos. Și în capitolul acesta 7, ni se demolează ceva ce a mai găsit scris în Biblie și sub alte forme. Adică, cine sunt cei și de unde provin cei care vor avea parte de mântuire? Am citit, îi specificat aici 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și apoi, ni se descrie o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod. Oarecum este aceeași descriere care există în capitolul 5, versetul 9, atunci când vine Domnul Hristos, ia cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie și toate ființele din cer, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului
și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Domnul Iisus Hristos în lucrarea Lui mântuitoare, plătind un preț pe care nu-L putea plăti nimeni, numai Dumnezeu l-a plătit. Că a dat ce a avut mai scump în cer. A răscumpărat oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și a făcut din ei o împărăție și preoți. Adică fiecare dintre aceștia poate să meargă în nume propriu înaintea lui Dumnezeu. Nu mai are nevoie de un intermediar. Și în capitolul 7, în acest interludiu, în această, ca să zic așa, anticipare, ni se vorbește ceva despre două categorii de credincioși care împreună formează răscumpărații Domnului Iisus Hristos. Adică răscumpărați din Israel și răscumpărați dintre neamuri. Acestea sunt cele două categorii de mântuiți. Care toți au parte împreună de același har al răscumpărării prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sigur că sunt unii care inventează tot felul de scenarii fabuloase. Spuneam că Biblia anticipează ceva aici în cartea Apocalipsei. De exemplu, despre gloata aceasta mare pe care nu putea să o numere nimeni, Biblia spune aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Dar la data când Ioan vede această vedenie dumnezeiască, cerească, el e invitat în cer și vede prin anticipație ce se va întâmpla, lucrurile care vor urma, care vor fi după acestea. Încă nu era un cer, gloata asta mare. Nu erau nici cei 144.000 pe muntele Sionului. Cum o să vedem aici, apoi, că va fi un moment. El doar vede aceste două categorii de mântuiți, care sunt din Israel și dintre neamuri. De ce spun că nu vor fi în cer? Pentru că ne spune foarte explicit, anticipez și eu ceva, ca să înțelegem, ca să nu sară prea mulți cu contrazicerile, că în cer nu putea să intre nimeni în templul lui Dumnezeu, până când nu se vor sfârși de vărsat pe pământ cele șapte potire cu cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Așa ne spune în capitolul 15, versetul 8, și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Deci încă nu s-a întâmplat evenimentele acestea când va fi acolo gloata aceea mare pe care nu va putea să o numere nimeni. Dar aici, în seara aceasta, pe scurt vrem să stabilim acest adevăr. Sunt două categorii de mântuiți care împreună vor forma răscumpărații Domnului Iisus Hristos. Masa aceea de răscumpărați. Dacă vreți, ne putem uita un pic, tot anticipând ceva, la descrierea acelei entități spirituale pe care o vede Ioan, când se coboară din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătite ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și toată lumea, îmi cer iertare. Toți comentatorii biblici și toți predicatorii spun aici, este vorba despre mireasa Domnului Iisus Hristos. Și e adevărat, despre aceștia spun că e cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Așa cum zice și în capitolul 7 de gloata aceea mare, că Dumnezeu își va întinde
peste ei cortul lui. Și Dumnezeu le va șterge lacrimile din ochi. Și aici spune iarăși, în capitolul 21, versetul 4, El le va șterge orice lacrimă din ochii lor. Deci mireasa aceasta împodobită pentru bărbatul ei, noul Ierusalim, Biblia spune că avea o formă. Și îngerul care vorbea cu Ioan i-o descrie. Și spune, când i-o arătat-o, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, trevezie, ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Sunt foarte mulți oameni care își spun creștini și care predică o doctrină a înlocuirii, care spun Dumnezeu nu mai are nimic cu poporul evreu. Că poporul evreu e acel smochin care n-a adus rod și trebuia să fie tăiat. Au fost lepădați unii din Israel. Unii citează chiar pilda vierilor și spun pentru că n-au adus roadele cuvenite, le ia via. Dar via era poporul evreu, nu erau cărmuitorilor. Da, fariseii, cei care stăteau pe scaunul lui Moise, care aveau cheile împărăției cerurilor, nici ei nu intrau și nici pe cei care vreau să intre, nu-i lăsau să intre ăștia, unii dintre ei vor fi lepădați. Ei pentru ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu. N-au primit nici măcar botezul lui Ioan. Dar foarte mulți l-au primit. Vă este cunoscut aceasta, prima biserică a fost la Ierusalim. Apostolii Domnului Hristos au fost toți evrei. Apostolul Pavel ne spune în Romani lucruri cunoscute, nu vă spun lucruri noi. Lucruri care le știți de multă vreme. Zice, întreb dar a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Că și eu sunt izraelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. A lepădat din ei, dar nu în corpore tot poporul, toată națiunea, ca să zici că a fost o înlocuire. Prima biserică a fost formată numai din evrei, în exclusivitate. Dar Biblia spune că lepădarea lor a adus împăcarea lumii. Și că cele din tine roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Și Biblia spune foarte explicit aici că ei sunt ramuri firești în măslinul lor bun, firesc, în măslinul lor. Și Pavel concluzionează. Ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Domnul Hristos în cuvântul lui profetic rostit cu amărăciune în Evanghelia după Luca în capitolul 21 când spune el acolo este mânie multă împotriva norodului acestuia. Vor fi omorâți cu sabia. Vor fi împrăștiați printre toate neamurile. Vor fi răzbunare și multă mânie împotriva poporului acestuia. Până când? Până vor ținea numărul neamurilor. Vremea neamurilor. Și numărul neamurilor. Adică
Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, vorbind cu ucenicii, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta. Dar le voi aduce și va fi o turmă și un păstor. Adică sunt două categorii de mântuiți, dintre evrei și dintre neamuri. Spune Apostolul Pavel în Efeseni. Capitolul 3. Citesc începând de la versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Ce le-a scris Pavel? O vorbit despre Domnul Iisus Hristos, care este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în rânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Cei doi care trebuiau să fie uniți erau neamurile și poporul evreu. Și apoi spune el, citindu-le, vă puteți închipi priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și prorocea lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus, prin Evanghelia aceea al cărui slujitor a fost făcut eu. Două categorii de mântuiți. În cartea Apocalipsei ni se vorbește de două sfeșnice, de doi măslii. Aceeași comparație, credincioșii din Israel și credincioșii dintre neamuri. Și aici, în descrierea noului Ierusalim, a cetății sfinte care se cobora din cer de la Dumnezeu și care era mireasa nevasta mielului, se spune și este descrisă structura din ce a fost formată, exact cum zice Babel. Baza era poporul evreu. Îmi pare rău dacă vă simțiți jigniți, dar vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, foarte repede, biserica, dar nu adevărata biserica Domnului. Biserica apostată deja, aș zice, a devenit antisemită și împotriva poporului evreu, și cum și astăzi sunt mulți creștini firești care îi urăsc pe evrei. Sau nu recunosc că și ei au parte împreună cu ceilalți sfinți de același har venit de la Dumnezeu. Am pus o întrebare la un moment dat la niște oameni mai cârcotași așa. Cu cine a încheiat Domnul Hristos nou legământ? Zice, cu noi, s-o bătut cu pumnii în piept. Da? Da. Că evreii nu l-au primit. Dragii mei, frații, au văzut scris în Scriptură că Domnul Hristos a stat la masă cu ucenicii lui. Erau toți evrei acolo. Și când a întins paharul, a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru mulți. Cu cine a încheiat el acest nou legământ? Primii care au intrat în acest nou legământ. Când le-a spus despre trimiterea în care trebuie să meargă, el descrie. După ce veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori. Cum? Le prefigurează cum se va răspândi Evanghelia. La Ierusalim, în Iudeia, în Galileea și Samaria, și apoi până la marginile pământului. Dacă citiți un pic în Faptele Apostolilor, o să descoperiți că mai întâi prima biserică a luat ființă la Ierusalim. Apoi s-au dus credincioșii în Samaria. Apoi în Galileea. Apoi au ajuns la neamuri în casa lui Corneliu. Apoi la Antiohia. Exact cum a zis Domnul Hristos. Piatra de temelie pe care e zidită biserica, piatra din capul unghiului Domnul Hristos, dar temelia aceea mai cuprinzătoare, zice că învățătura apostolilor și a prorocilor, toți prorocii Vechiului Testament sunt evrei. Și atunci când ne este descrisă construcția aceasta duhovnicească, spirituală, noul Ierusalim, spune că pe uși, pe porțile acele 12 porți, acestei cetăți, în patru laturi,
erau numele celor 12 fii ai lui Iacob. Erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Așa cum am citit în capitolul 7 despre cei 144.000 care au fost pecetruiți, fiecare seminție numită cu câte 12.000, adică în mod egal. Apoi spune aici că avea și 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Sunt unii care au pretenția că sunt niște apostoli moderni astăzi. Noi apostoli. Niciun nume de-a lor nu-i pe aceste temelii ale acestei noi cetăți, noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeu. Ci doar aceea pe care i-a avut Domnul Hristos dintre evrei. Și Biblia spune că a măsurat cetatea cu trestea și zidul înalt care o împrejmuia o găsit că avea 144 de coți după măsura oamenilor, că cu aceasta măsura îngerul. Cei 144 de coți sunt cei 144.000 răscumpărați din toate semințiile lui Israel. Numărul acesta este un număr profetic. Este construcția de bază a acestei construcții spirituale numită Biserica sau Mireasa Domnului Iisus Hristos. Așa cum ne spune Apostolul Pavel că rădăcina, trunchiul, ramurile de bază, cele ale lui Israel, de unde au fost tăiate niște ramuri și au fost altoiți alții, adică noi neamurile. Și apoi zice Biblia și neamurile vor umbla în lumina ei. Adică vor fi acolo și neamurile, și noi vom fi acolo. În capitolul acesta 7, ca o anticipare, ne este prezentat, și am vorbit pe scurt, cine va fi mântuit în cer? Cele două sfernice, cei doi măslini, cele două categorii de oameni mântuiți prin Domnul Hristos, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim și noi acolo.